Atmosferă ca la concertele mari din Europa, aseară în stațiunea Mamaia. Încă de la primele acorduri muzicale, miile de oameni strânși pe plajă au început să cânte alături de trupa Provincialii, hituri precum Ioane Ioane, ori piese din folclorul românesc interpretate pe ritmuri moderne, au făcut furor seara trecută. Mulțimea a cântat alături de artiști. Și cum altfel se putea decât cu o horă românească. Câtă energie au adus ei în această seară de mari. Super. Clipul de promovare al stațiunii Mamaia, ce se întâmplă. Foarte frumos, mulțumim foarte mult echipei și tuturor care s-au ocupat de petrecerea asta. A fost extraordinar, extraordinar. Atmosfera e incendiară. Tot ce trebuie pentru o seară minunată pe litoral. Foarte mișto. Mulțumim tare, tare mult. Cum super, se lipsească niște artiști muzică românească de genul acesta dintr-o astfel de petrecere? Cum se lipsească asta cu energia lor? Dacă tu... Pe scenă au urcat apoi băieții de la Vanc, iar pe plaja din Mamaia au răsunat versurile celebrelor piese Așa și ce dacă, Pleacă ori scapă-mă de ea. Concertul de seara trecută a consfințit în mod oficial deschiderea noului sezon estival pe litoralul românesc. A început în forță sezonul estival, așa cum ne-am și propus. Asta se întâmplă și acum în jurul nostru, un concert cu mii de turiști care au venit să fie alături de noi la deschiderea oficială a sezonului. Desigur, sezonul deja a început, vrem doar să oferim evenimente zecilor de mii de turiști care au ales litoralul românesc și iată stațiunea Mamaia sau stațiunea Vama Veche pentru a petrece 1 mai acasă în România. Și pentru ca totul să fie perfect, evenimentul a fost încheiat cu un superb foc de artificii, iar cerul nopții s-a umplut de lumina celor 1000 de lampioane înălțate de turiști aflați pe litoral.